În luna mai, pe adresa JOFM Buzău soseau numai puțin de 13.652 de dosare pentru șomaj tehnic. Peste 1.700 de societăți comerciale aplicaseră pentru ajutorul de la stat, ajutor al cărui quantum s-a cifrat la aproape 4,5 milioane de euro. Din fericire, după măsurile de relaxare, multe dintre firmele din județ și-au reluat activitatea, astfel că numărul solicitărilor venite pe adresa agenției s-a diminuat cu 20%. Evident, și sumele alocate au fost sesizabil mai mici. La finele lunii mai, plata făcută pentru luna aprilie, 1757 societăți comerciale au depus documentație pentru a beneficia de șomaj tehnic, 13.652 de persoane și peste 21,8 milioane de lei noi au fost plătiți, aproximativ 4,5 milioane de euro. Asta a fost luna mai. În luna iunie, plata pentru concedierile făcute în luna mai, concedieri în sensul de șomaj tehnic, pentru că aceste persoane au avut contracte de muncă suspendate în această perioadă, ei având în continuare relații contractuale cu locul de muncă și cu fiecare cu angajatorii lor. Deci răiau acum pe data de 10 iunie, avem depuse 1135 de solicitări, deci suntem undeva aproximativ la 80% față de luna trecută. Am plătit 778 de societăți comerciale, 7.270 de persoane, 10,3 milioane de lei distribuite pe cifre rotunde, aproximativ 2,2 milioane de euro care au fost plătiți. O analiză făcută de AJOFM arată că marile companii din Buzău nu au apelat la măsura șomajului tehnic. De altfel, mai puțin de 10% dintre societățile active la nivel de județ au înaintat dosare pentru disponibilizarea temporară a angajaților. Angajatorii nu au disponibilizat în continuare uleiul, zahărul, prelucrarea metalelor, vaia pe carom și așa mai departe, din câteva exemple, total arbitrare, dar ca exemple în discuție, nu au disponibilizat un lucru extraordinar de bun. Dacă ar fi, deci au lucrat în această perioadă, dacă ar fi să ne referim la numărul de firme care au disponibilizat și pot face analiza la finele lunii mai față de numărul de firme existente în județul Buzău, aritmetica ar fi de felul următor. Avem 1757 de firme care au disponibilizat, când spun disponibilizat, contracte de muncă suspendate, aia se înțelege, față de 22.500 de firme active existente în județul Buzău. Dacă facem aritmetica, ne dă o proporție de aproximativ 9%. Cele mai multe dosare de șomaj tehnic au fost înregistrate pentru luna aprilie, 13.652, aproximativ 9% dintr-un total de 159.000 de buzoieni încadrați în piața muncii.